Cazurile de COVID-19 cresc în mehedinți. Mehedințenii sunt tot mai afectați de pandemie. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un deces, iar numărul celor infectați a explodat. 45 de persoane au fost confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2 la nivelul județului. Situația este alarmantă în Mehedinți. În ultimele 24 de ore, alte 45 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. Numărul total de îmbolnăviri de la începutul pandemiei și până în prezent a ajuns la 2131 și în spitale situația este la fel de îngrijorătoare. Peste 100 de mehedințeni sunt internați în acest moment, iar la secția de terapie intensivă 13 persoane se luptă pentru viața lor. Tot mai mulți oameni infectați cu SARS-CoV-2 își pierd viața. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un alt deces în mehedinți. Este vorba de un bărbat cu vârsta de 82 de ani ce a fost internat și confirmat pozitiv în data de 20 octombrie. Categoria cea mai vulnerabilă față de pandemia de coronavirus rămâne în continuare cea a persoanelor cu vârsta înaintată. Numărul mehedințenilor infectați pozitiv în ultimele săptămâni arată o creștere semnificativă în județul mehedinți. Datele menționate sunt în dinamică și se schimbă de la o oră la alta.